nu mai e o problemă de credibilitate, ci o problemă de instrumentație. În actuala desfigurație, nu spun configurație, fiindcă Parlamentul de acum nu mai reprezintă niciun fel voința electoratului, capacitatea opoziției de a reacționa într-un mod concret e redusă la minim. Aș spune, nu există. Sigur, putem vorbi și despre o moțiune de cenzură, așa cum spune domnul Mihalache. E un instrument, din păcate, la gesturile politice ale președintelui răspundem tot cu un gest politic, fiindcă moțiunea de cenzură, indiferent cât de bună ar fi colaborarea dintre PSD și PNL pe această moțiune, e un instrument ineficient, repet, în actuala configurație a Parlamentului. Cred că mai degrabă m-aș uita spre ceea ce spune domnul profesor Atanasiu și lucrul care ar trebui făcut e să punem pe masă o alternativă, o alternativă serioasă. Nici în discursul președintelui Băsescu, nici în discursul amărâtului ăsta de Boc, eu n-am văzut nicio urmă de program de redresare economică. Deci aici trebuie să vină cineva și să gândească macroeconomic un nou program. Ce președintele și Boc în momentul de față e în felul următor. Nu mai avem portofelul gol, goluț, noi putem cumpăra pâine de 20 de lei, ne cumpărăm de 15 lei. Da, mai avem vreo 20 de bani de facere de 15 lei. Da, asta e altă discuție. Publicitate și ne întoarcem. Publicitate. Thank you.